Bună seara, stimați spectatori. Mai sunt câteva zile și votăm. Turul 2, lupta pentru turul 2 este foarte aproape și pare destul de strânsă dacă ne uităm la cum s-au inflamat spiritele în ultimele zile. Alături de Vlad Groșescu, bine ai revenit, Vlad. Bună seara, bine te-am regăsit. Vreau să dezbatem cam cum arată șansele către turul 2. Eventual ce vom avea după aia. Vlad, de cum vezi tu astăzi mișcările de trupe pentru turul 2? Până acum campania a mers într-un ritm cam molcom. Dacă nu erai foarte atent, probabil nici nu ți-ai fi dat seama că suntem în plină campanie electorală, atât pentru parlamentare cât și pentru președinție. Dar în ultimele zile lupta pare că se ascute, se luptă la baionetă, se aruncă cu aproape invective dintr-o parte în alta, sunt acuzații de corupție, de incompetență, de lașitate. Este o luptă surdă care nu ține cont de principii, nu se discută de programe de guvernare, este o luptă corp la corp. Vorbeam ieri cu Bogdan Duca, apropo de nimeni nu dezbate despre încrederea românilor în stat, despre cum funcționează țara asta, despre practic aproape distrugerea contractului social, că nimeni nu se mai uită spre politică, spre nu cu admirație, nici măcar cu respect. S-ar putea ca această atitudine să fie cumva cultivată de o parte dintre partide. Pentru că ei știu că dacă participarea la vot este mai mică, ei vor avea procente mai mari. Pentru că activele lor de partid vor merge în colonat să voteze. Și probabil mizează pe această apatie populară. Nu vor să încurajeze lumea să iasă la vot, pentru că atunci când ești la vot, Poți răsturna status quo-ul, începi să-ți dai seama ce se întâmplă în jurul tău, îți dai seama că prin votul tău poți schimba lucrurile și atunci deranjezi pe cei care vor liniște și stabilitate. Aparent, astăzi se pare că domnul Ciolacu, la fel ca acum 10 ani domnul Ponta, ar putea să stea să mănânce semințe, să vadă cu cine va intra la tur 2, nu? Da. Îl afectează în vreun fel la votanții lui scandalul Nordis? Dacă acum 10 ani vestitul scandal cu Joana și vizita sa la... Nu, aia a fost 15, acum 10 ani a fost Ponta. Da, cu Ponta. Atunci a făcut ceva vâlvă, se pare că acum... Nu s-au făcut niciun fel de valuri. Presa din România a preluat știrea, dar cam pe tăcute. Nu pare nimeni interesat și nu doar că nu pare nimeni interesat, se pare că este cumva normal, trăim într-o normalitate ca oameni politici să pactizeze cu personaje din acestea sulfuroase. Se pare că nu va avea de plătit nicio penalitate în momentul ăsta. Putem spune, Vlad, apropo de alegerile care se apropie și de lupta asta surdă care spui tu, că ăia 400 de milioane de lei încasați de partide de la stat până în septembrie acest an și mulți dintre ei vărsați și către mediile de influență, media de astea, fac un de serviciu democrației și țării? Bineînțeles. Apropo de apa în piuă care o bătem, de neuitatul către efectiv probleme, către de trecut ușor peste anumite subiecte care cândva ar fi fost de presă. Discuția este una mai largă. Presa în ultima vreme, nu știu, să zicem de 10-15 ani, de când au apărut toate aceste metode alternative de informare, social media și așa mai departe, este într-un colaps financiar. Iar pentru presă, banii veniți de la partide sunt o gură nesperată de oxigen. Dar aici avem reversul medaliei, pentru că presa primi niște bani probabil
direct sau indirect se simte obligată să își... Să nu mai fie la fel de... Să nu mai fie la fel de obiectivă, să nu mai fie la fel de incisivă, să nu meargă pe firele unor anumite investigații, ci merge pe linia de partid. Discursul presei de multe ori vine de la partide. Inclusiv părțile din zona presă critică la adresa guvernului, de fapt, sunt partizani cu ceilalți. Nu că ar fi obiectivi. Da, de multe ori se face o presă și un jurnalism de mai degrabă așa, de ochii lumii. Toate subiectele care sunt de neinteres și nu pot fi ținute la sertar apar, dar apar așa cumva din lateral, nu sunt băgate foarte mult în seamă. Știm că trebuie să dăm genul ăsta de știri, dar încercăm să nu punem, să le punem pe tapet, să mergem până la capăt cu investigațiile, să discutăm, să avem dezbateri. Din punctul ăsta de vedere, presa este mai degrabă supusă în mare parte intereselor unor partide sau altora. Cum ai văzut tu, Vlad, de campania asta în care în acest moment ai avut clar în ultimele săptămâni și ultimele luni un Marcel Ciolacu coerent, stabil pe electoratul lui de PSD? Ai avut un George Simion care s-a trezit mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru faptul că doamna Șoșoacă a făcut niște declarații care au împiedicat-o să-și depună candidatura, că se poată strânge cumva votul suveranist și votul mai nemulțumit. Iar în partea dreaptă s-au pus trei voinicei că vor și fiecare președinte. Cum o interpretezi? Suntem destul de tare în situația de a ne uita la alegeri ca în anul 2000? Având un Simion mult mai slab decât efervescentul Vadim Tudor. Cred că cea mai mare problemă, așa cum spuneam și mai devreme, este apatia generală din rândul populației. Toată lumea spune, pe mine nu mă interesează, eu nu fac politică, eu nu știu ce vorbesc ăștia pe la televizor, nu avem pe cine vota, toți în la fel. Genul ăsta de apatie, care duce la o prezență la vot scăzută, probabil o să avem undeva pe la 40, sper să ne îndreptăm spre 50%. În primul tur acum? Da, nu cred că vom avea o prezență la vot ridicată și dacă te uiți după 90, când atunci era ceva nou și lumea mergea, am avut, cred că, 88% prezență la vot imediat în 90, cu fiecare scrutină al alegerilor, prezența la vot scade în mai puțin constant. Anul 2014, când a fost un vot masiv anti-Ponta. Da, atunci a fost un moment psihologic și în 2019 a fost destul de important. Puternic. De obicei, românii participă la alegerile pentru președinte. Pentru că probabil mentalul colectiv este încă ne-ai această de idee că cine este în fruntea țării, acela este tartorul, pentru el trebuie să votăm. Dar foarte importante sunt și alegerile dintre cele două scrutine pentru președinte, alegerile parlamentare. Și cum spuneam, pentru că probabil prezența la vot va fi scăzută, fiecare partid știe că în primul și în primul rând trebuie să-și aducă la vot simpatizanții. Și de aceea ei fac o campanie destul de tăcută și cumva targetată pe membrii de partid. Este foarte important să scoată tot activul de partid la vot și lucrul acesta coroborat cu o prezență mai scăzută generală la vot o să le crească procentele. Și așa probabil face și PSD-ul, așa face și PNL-ul, pentru că sunt cele mai mari partide și cele mai bine organizat la nivel de teritoriu. Da, domnul Ciucă are o concurență puternică în doamna Rasconi și în domnul Joana, nu? Domnul Ciucă s-a trezit cu concurență puternică, dar el nu cred că are capacitatea inclusiv cu de domnul a ieși Ludovic în față Orban, cumva. Care... Ei nu, probabil, au fost un pic năuciți, n-au știut cum să ducă această campanie, pentru că în momentul de față se află la putere, dar cumva reușesc să tragă toate ponoasele acestei guvernări și nu au reușit să se poziționeze
pe eșichierul politic. Acum încercă să facă un fel de vasi opoziție PSD-ului în momentul în care ei le-au dus la guvernare. Nu, dacă de credibil ești tu, inclusiv domnul Ciucă, inclusiv comunicatorii PNL, în momentul în care spui că cel mai crâncen pentru România este PSD-ul, păi, dar tu ești practic cu PSD-ul la masă în guvern. Să nu uităm că actual președinte, care este fost membru PNL, pentru că președintele nu poate fi membru de partid, spunea că nu va aduce niciodată PSD-ul la guvernare și cu toate astea... De fapt, 4 premieri. I-au adus. Evident că nu are niciun fel de credibilitate și nu cred că are credibilitate nici măcar în fața propriilor simpatizanți. PNL-ul este un pic în degringolat acum și nu știe în ce parte să o apuce, nici nu are o foarte mare marjă de manevră. Ieșirea de acum, cred că 2 zile, a domnului Bolojan, puternică, cu mesaj că trebuie să vă treziți, că trebuie să votați rațional pentru a nu lăsa țara PSD-ului și trebuie să... Automat, domnul Ciucă părea singura opțiune pentru salvarea săracei țărișoare. Arată un moment greu pentru PNL sau erijarea domnului Bolojan în alternativa de premier peste... Nu, ce-a făcut domnul Bolojan este prea târziu. Nu are cum să mai salveze candidatura domnului Ciucă și nici a PNL-ului. El își dă seama că PNL-ul este într-o poziție PNL-ul dificilă. Totuși PNL-ul are și structuri, să nu uităm asta. Da. Dar își dă seama că în relația cu PSD-ul, să zicem că această coaliție va merge mai departe după alegeri, cu siguranță va deveni partenerul junior. Pentru că PSD-ul, după ultimele sondaje, deși având experiența sondajelor anterioare de la primărie, de la alegerile pentru primăria Bucureștiului, de exemplu, nu știm cât de credibile sunt, dar e posibil să aibă procente bune în urma PSD-ului și să fie vioara a doua într-un viitor guvern. Iar domnul Bolojan încearcă să se erigeze în viitorul lider al PNL-ului. Lider care vine încununat de o activitate de succes ca primar, pare să aibă deschidere europeană, este văzut ca un bun gospodar, are toate atuurile pentru a ajunge în fața PNL-ului, în fruntea PNL-ului și apoi, cine știe, poate... Deci, în acest moment putem spune că domnul Bolojan, indiferent de performanța domnului Ciucă, ar trebui să fie președintele PNL-ului în decembrie 2024, nu? Da, dar cum arată? Domnul Ciucă performează și președintele țării, la cum s-au gudurat toți în jurul lui că ar fi bun de premier, o să fie greu să spună Rareș Bogdan sau altcineva stăi și apoi că mi-aș dori eu, neavând nici imaginea aceea din spate, domnul Bolojan, care este aproape legendar la nivelul României. Exact. Domnul Ciucă probabil va dispărea la fel de brusc cum a și apărut pe șchetul politic. Tu nu-l vezi pe domnul Ciucă în turul 2? Este foarte greu, pentru că are de luptat cu alți doi contracandidați foarte puternici. Probabil domnul Ciolacu va fi pe primul loc, pentru că structura, nu pentru că ar fi și... un candidat extraordinar, ci pentru că are... Și decența lui, lipsa lui de gafe. Da, el nu prea face gafe. Avem această discuție cu Nordisul, care a apărut săptămâna aceasta, dar nu știu cât de mult îl va afecta. E posibil ca să afecteze pentru eventualul... Să conteze foarte mult pentru turul 2. Da, dar pentru turul 1 nu cred că o să conteze atât de mult. Iar apoi pentru locul 2 se va duce o luptă extrem de strânsă între domnul Ciucă, doamna Lasconi și domnul Simion, exact, care își face o campanie foarte puternică, mai ales în mediile online. Beneficiază de excluderea sosului și... Doar a doamnei Șoșoacă. Sosul participă la alegeri și probabil va reuși să coaguleze în jurul lui toate nemulțumirile adunate din societatea românească, toate tendințele, să zicem cumva, extremiste. Rămâne de văzut dacă va ajunge la performanța lui Vadim Tudor, cum ziceai și tu mai devreme, dar are
o zonă pe care poate acționa nestingherit și în cazul în care ajunge în turul 2 s-ar putea să fie un candidat mai greu de învins, pentru că se pare că în acest an votul antisistem s-ar putea să fie, destul de puternic. Putem spune că domnul Simion a reușit să atragă și nemulțumiți USR de acum 4-5 ani? Parte din ei? Eu cred că a reușit să atragă nemulțumiții și din antisistem și dintre votanții USR, dar și dintre votanții celorlalte partide, și e posibil să reușească să atragă și pe cei care sunt nehotărâți, care nu au neapărat o coloratură politică, nu se duc să voteze pentru cineva, se vor duce să voteze contra sistemului actual, contra unui sistem care îi lasă în urmă, care nu le împlinește nevoile. Și este foarte puternic, este foarte posibil ca acest vot să conteze. Depinde cât de mult va reuși să mobilizeze, să scoată oamenii aceștia la vot, pentru că o mare parte a acestor votanți indecisi sau acestor votanți antisistem nu se și duc să voteze. Da, sunt apatici, sunt slăbiți și nu merg să voteze. Rămâne de văzut dacă va reuși să-i scoată în ziua votului și să meargă să voteze cu aur. Doamna Lasconi, cum o vezi? Doamna Lasconi, după un început de campanie destul de bun, s-a cam pierdut pe drum, nu a reușit să-și croiască un culoar al ei. Este cumva un candidat antisistem, dar la fel este și Simion, la fel încearcă să erigeze și domnul Ciucă. Este o bătaie foarte, foarte strânsă pe această... Cât de mult o ajută sau încurcă pe domnul Lasconi faptul că la nivel de peste o săptămână jumătate, când vor fi parlamentare, sunt atâtea facțiuni rupte din USR sau tangențiale USR-ului. Reper, Sens, Drept, USR, care nu au celelalte trei candidați la președinție. Poate să beneficieze acum în turul 1 de munca acelor oameni pentru Parlament care să se ducă automat spre dânsa sau de fapt o slăbesc? Cum o vezi tu? Este greu de spus, pentru că așa cum zicești tu, dreapta șchierului politic este extrem de atomizată. Sunt foarte multe partide și partiduțe și cred că cel mai mare deserviciu pe care și-l fac este lupta aceasta intestină, pentru că apar partide, dispar, apar altele și dau senzația de neseriozitate. Practic, dau senzația că nu știu ce îți doresc. Plecând de la USR-ul de 2019, care, deși eu nu am fost votantul lor, îmi plăcea cum se coaculează, în momentul ăsta este un USR partid mare și încă trei partidulețe care nu sunt chiar inexistente. Un partid mare, dar nu chiar atât de mare. E posibil să fie al patrulea partid politic al țării și de la așteptările de viitoare alternativă la guvernare este o dezamăgire cruntă pentru o mare parte a electoratului, care o parte din el într-adevăr se va duce către Reper, către Sens, dar alții pot să migreze chiar și către extremă, către Simion, sau poate chiar nu se vor duce la vot deloc. Putem spune că în momentul în care cineva i-a atras în guvern atunci în 2021 sau 2020, când s-a investit guvernul, le-a tras preșul de sub picioare, ne lăsându-i să crească drept o alternativă, arătându-le și părțile lor, nu neapărat de performanță? Acela a fost un moment extrem de important în evoluția partidului și e posibil ca de acolo să fi început reculul ăsta, pentru că ei cumva nu și-au mai revenit după acel după anul de guvernare. Nici nu cred că au avut un an, cred că a fost... Da, cam așa, decembrie-octombrie. Da, cam un an. De atunci partidul a cam intrat în degringoladă. El n-a știut să facă o opoziție, sau dacă a făcut o opoziție, n-a făcut o opoziție concertată. Au fost diversi membri ai partidului, mai proeminenți sau mai puțin proeminenți,
care marșau fiecare pe propriile lor interese, dar partidul ca unitate nu a existat. Dacă ne uităm la PSD, de exemplu, pentru că este cel mai mare și cel mai bine organizat partid, acolo există cumva o disciplină de partid. Ai un președinte care apare și taxează întotdeauna derapajele sau lucrurile mai puțin bine făcute ale adversarilor. Acolo se știe cumva clar direcția în care mergem. În USR există un fel de conducere prin colectiv care de multe ori nu dă rezultate pentru că ei tind să se împrăște în foarte multe direcții și nu reușesc să puncteze foarte bine, nu reușesc să atragă atenția publicului asupra greșelilor făcute la guvernare, asupra derapajilor, asupra corupției sau asupra altor elemente negative ale guvernării. Cum l-ai văzut pe Marcel Ciolacu în campania asta? Marcel Ciolacu a făcut o campanie... A avut consilier bun, în primul rând. Poftim? A avut consilier bun, nu? A avut consilier bun și a reușit cumva să facă o campanie tăcută, fără să iasă prea mult în evidență. Nu a venit cu vreo idee revoluționară, nu a venit ca predecesorii săi, vom face nu știu câte spitale regionale, nu a venit cu genul ăsta de promisiuni foarte bombastice. El a făcut o campanie destul de tăcută, a încercat să nu facă gafe, cam așa au jucat, cam cum juca România. Pe vremuri încerca să nu greșească, stătea în expectativă. Pasă pe Răducioiu sau exact. Pe Adrian Ilie. Și din când în când mai arunca câte o săgeată contra candidaților. Asta probabil și pentru că sondajele lor interne arată că domnul Ciolacu este principalul contracandidat, este principalul candidat pentru președinția României și a încercat să meargă destul de liniștit în turul 2 și apoi acolo mai vedem ce se mai întâmplă. Probabil nu s-a aștepta să iasă această mică bombă cu nurdisul și vom vedea cât de importantă va fi în turul 2. Avem încă 9 candidați. Nici nu știu pe toți după nume. Nici eu nu știu pe toți. Între timp nu mai sunt 9, că ăsta e așa puțin. Domnul Ludovic Orban a anunțat ieri că o va susține pe doamna Lasconi. Cât dintre aceștia sunt făcuți de dragul candidaturii, câți puși să încurce, cât de mult domnul Cristian Diaconescu îl poate încurca pe domnul Gioană. Îmi dau seama că dacă domnul Ludovic Orban s-a retras, nu l-a putut încurca foarte mult pe domnul Ciucă. Da, probabil genul ăsta de candidați nu se așteptau să ia nici măcar 5% probabil din ei. Ei sunt puși acolo, așa cum spunești tu, ca să încurce, să mai ciupească câteva procente de aici de acolo și sunt ca niște căi de atac asupra candidaților principali. Da, exact, cei cu cele mai mari șanse. Am văzut în ultimele zile că se încerca un fel de coagulare a dreptei, chiar și domnul Bolojan, domnul Orban, încercau să găsească un candidat unic care să poată înfrânge PSD-ul eventual. Dar este prea puțin, prea târziu și e clar că genul ăsta de alianță făcută așa pe genunchi nu prea are cum să plus dea că în politică rezultate. Niciodată 1 plus 1 nu fac 2. Exact. Pot face 0,9 sau pot face 5. Da. Apropo de... Da, matematica politică nu este ca înșelătoare de multe ori. Domnul Gioană, am trecut de el, hai să-l uităm. Domnul Gioană o duce cumva dintr-o gafă într-o altă gafă. Este cumva, dacă atunci când s-a anunțat ca și candidat la președinție... Inclusiv acum 3-4 luni arăta foarte frumos. Părea să aibă șanse destul de bune, cumva a reușit să treacă în irelevanță. Nu pare a fi în discuția pentru turul 2, nu pare a fi foarte luat în seamă de ceilalți inclusiv candidați. Nervozitatea lui pe anumite momente și anumite declarații, postări.
mult mai dură decât felul lui de a fi, arată că are o problemă, nu? El este și foarte atacabil, inclusiv fostul președinte Traian Băsescu l-a atacat foarte puternic în niște... Iar domnul posteri. Băsescu, având clar un parteneriat cu doamna Lasconi, trebuie să-și folosească armele. Nu pot să condamn că de ce... Evident, ceea ce vreau să subliniez este că domnul Joan, deși s-a întors proaspăt vopsit de la NATO, încă nu poate să scape de tinichelele care atârnă de coadă. El încearcă acum să se erigeze într-un fel de pro-european care e capabil să creeze o coaliție largă. Păi dar cu cine? Exact, nu are cu cine. În momentul în care tu, în momentul altul astăzi, ai contracandidați pe toți. Dacă ne uităm, toți în urmă, dau în tine. Cum spui tu că îi vei pune pe ea la aceeași masă lângă tine? Dacă ne uităm, tu nu ai un partid serios în spate azi. Domnul, n-ai coagulat. Domnul John, atunci când a fost la șefia PSD, s-a înconjurat de cele mai sulfuroase personaje. Dar ce ai cu Maria Vanghele? PSD-ului. Eu nu am nimic. Se pare că justiția are... Și mai fost și alții. Nu, doamne, și alții. Ele, nu? Da. El nu este un reformator. El este un politician cu ștate vechi în politica românească. El nu este un inovator. Deși funcția de la NATO a reușit să-l aducă în atenția publicului, aură. Să-i creeze o altă aură, dar ea s-a fisurat așa, foarte simplu, puțin câte puțin, puțin câte puțin. Am tot auzit de la contracandidații la președinție pe partea dreaptă, spunând că dacă România va avea în tur 2 un George Simion versus Ciolacu, democrația românească va avea de suferit. Mie mi se pare că abia atunci democrația românească își arată faptul că e viabilă. Pentru că dacă domnul George Simion își poate convinge 18, 19, 23% cât își va convinge să trimită în turul 2. E meritul lui, nu poți să-l oprești. Stai așa puțin că nu ne place ce vorbești, nu? Da. Iar noi ca societate, noi ca oameni, după aceea vom vota conștient sau nu, pe emoție sau pe rațiune, pe cine vom vota. Deci putem spune că ar suferi democrația? Democrația franceză a suferit că au avut alegerile cum le-au avut și au un turul 2 practic de niște rânduri de alegeri candidatul. Nu, să ne înțelegem clar. La alegere democrația nu va avea de suferit. Democrația așa funcționează. Se prezintă o ofertă electorală, mergi la vot și alegi candidatul care se pretează cel mai bine nevoilor tale. Dacă lumea vrea să voteze cu domnul Simion, va vota cu domnul Simion. Unde va fi testul democrației va fi după. Să presupunem printr-un scenariu absurd că domnul Simion va câștiga. Atunci se va vedea cât de rezistentă este democrația. Cât de multă presiune poate să facă pe instituții, cât exact. Ce reziliență au ăstea. Atunci vom vedea dacă statul românesc este situat pe fondații bune sau dacă se va clătina la prima adiere mai serioasă de vânt. Dar este cale lungă, este cale lungă până acolo. Faptul că un candidat ca domnul Simion poate să ajungă în turul 2 este un semnal foarte clar către toate celelalte forțe politice că ceva în societatea românească nu funcționează și că ei trebuie să se ocupe de aceste aspecte. Vorbeam cu Radu Nistor la telefon acum vreo 2 săptămâni, care îmi spunea că dacă intră Simion în turul 2, o să fie un Simion plus SOS la 25% în Parlament și că o să fie grav. Și mi-a explicat, nu! Dacă oamenii ăștia vor avea 25% în Parlament și nu vor fi în guvern, în momentul ăla, cei care guvernează se vor strădui să guverneze bine. Exact. S-ar putea să fie chiar un plus. Din păcate, Partidul Aur nu prea face opoziție. E face o opoziție de fațadă. Iese, da, a fost doar partener la foarte multe legislații. Păi, exact asta lege. Vreau să zic. El nu face opoziție, el de multe ori votează cu puterea sau face o opoziție așa, de fațadă. Foarte multă gargară politică. Dar la firul ierbii, în Parlament, el nu prea votează anti-coaliție. Rămâne de văzut dacă un Aur cu 25-30%
poate pune presiune pe formarea un guvern și dacă odată ajuns în guvern poate să-și impună o agendă anti-europeană, pro-rusă sau ce le mai trece lor prin cap. Acolo va fi. Deși va fi Parlamentul European s-au comportat ca și niște europeni, nu s-au comportat ca niște antisistem neapărat. Au recunoscut tot ce trebuia ca să fie acceptați în grupuri. Deci... Da, atunci când au ieșit în lume și au dat seama că... S-au purtat ca diplomații, nu ca... Exact, trebuie să aibă un alt tip de comportament. Prefigurezi în numele stabilității un viitor guvern în continuare PSD-PNL? Depinde de personajele care vor rămâne în picioare la sfârșitul acestei lupte politice. Depinde cine va fi președintele țării. Un președinte de la PSD va putea să impună guvernul, va putea să dicteze unui eventual PNL. Păi domnul Ciolacu a spus că nu o să pună premierul PSD. O să pună un premier tehnocrat sau... De multe ori genul ăsta de afirmații din campanie nu se susțin. O să fie și după aia contrazis de aritmetică, nu? Exact. O să zică, domnule, n-avem cum, este o altă situație, nu ne-am gândit că va fi așa, adică se vor găsi metode prin care să dezavoieze afirmațiile făcute în campanie. Un potențial, să presupunem că domnul Ciucă intră într-o doi și ajunge și președintele României, deși astăzi pare că are șanse mici, dar... E o posibilitate. Au un partid mare în spate. Mai sunt câteva zile până la alegeri. Domnul Ciucă la rândul lui a spus că eu nu o să mai fac alianță cu PSD-ul dacă voi conduce PNL-ul. Dar el era cotroceni dacă vin de mânuță PSD și cu PNL că suntem împreună 53% sau cât vor fi sau 47% și vine și UDMR-ul alături. Acolo e posibil. Își poate da și atunci o întoarcere a spusei, nu? Da, va conta foarte mult matematica parlamentară. E posibil ca, de exemplu, dacă partidele astea mici, ca SOS, ca Reper, să zicem, dacă intră în Parlament sau Power, dacă vor avea foarte mulți parlamentari, să înceapă o migrație, să roiască dintr-o parte în alta și să se mai schimbe puțin. Tu te gândești că scenariul lucrurile. UNPR în România o să mai fie încă multe legislaturi? Dacă îți mai aduci aminte, în 2012 cred că au fost alegerile cu vestitul partid PPDD, care după alegeri și-a încetat activitatea, pentru că toți... Nu, totuși, cred că ultimul a plecat prin 2015 de la ei. Da, dar de fapt o... Și primii au plecat când a început Parlamentul. Da. Un partid care nu a mai, care în următorul ciclu electoral nu mai era nici măcar juridic. Da, el a dispărut pur și simplu. După alegeri s-a făcut implozie. Și din punctul ăsta de vedere se mai pot schimba puțin lucrurile. Dar nu cred că domnul Ciucă, de exemplu, va avea o problemă să facă o coaliție cu PSD-ul. Să zicem că el ar fi președinte, pentru că va zice că, vedeți, domnule, nu mai e domnul Ciolacu acolo, avem niște oameni din al doilea eșelon. Domnul Grindeanu a performat, exact, ne-a oameni făcut de nădejde, avem nevoie de stabilitate, Rusiei la frontiere, știți cum e, și coaliția va merge bine, mersi, înainte. Se va pune batista pe tambal. Și eventual la fel și domnul Ciolacu, stat așa puțin că acolo este domnul Bolojan. Exact. Cum să nu faci și parteneriat cu un asemenea performer administrativ, nu? Da. Vlad Groșescu, îți mulțumesc frumos pentru analiză. Stimați telespectatori, mai avem încă două emisiuni în afară de asta, după aceea ne vom vedea în varianta de ce se întâmplă mai departe în România. La revedere!